Nu contează ce zi e azi, că e sfârșit de săptămână, că e luna pe sfârșite. Noi suntem împreună aici, pe canalul de YouTube al lui Nicu Bendea. Mulțumesc tare mult de abonare. Mulțumesc că nu lăsați să treacă o zi, să nu intrați aici să vedeți ce am mai putut debita. Vă mulțumesc și de comentarii și nu e așa pentru faptul că spuneți lumii, dați de veste lumii. Mă, intrați pe YouTube, că acolo îl găsiți pe Bendea. Îi el și până alte medii sociale, dar acum mai nou sau mai vechi, îi pe YouTube. Căutați-l acolo și vedeți că nu o să vă pară rău. Nu o să vă... o să am astăzi niște subiecte. Așezați-vă liniștiți în fața micilor telefoane sau marilor telefoane, depinde ce aveți cu cafeluțare. Să nu leșinați. Să nu leșinați, că ați văzut ce s-a întâmplat ieri. A fost președintele țării la Sibiu, a ținut o cuvântare, o convorbire despre armată și o studentă, o tânără studentă la Academia Militară, ce a făcut? A leșinat în apropierea lui. Păi normal, când vine președintele îmbrăcat frumos, când știi că a adus de la Bruxelles 80 de miliarde de euro, cam toate fetele leșină după el. Nu că e bine studenta, de data asta și președintele a fost mai empatic. Știți că anul trecut, de ziua Marinei, a mai leșinat un militar, nici nu l-a băgat în seamă și a continuat speech-ul. Dar de data asta, ieri, a mers președintele și s-a interesat personal cum se simte studenta. Acum, doamna Carmen Iohannis s-a interesat și ea dacă a stat mult Klaus, dacă i-a luat pulsul, dacă i-a pus mâna la frunte, dacă domnul Iohannis. După aia, președintele țării s-a urcat într-un Ford. A condus un Ford președintele și la finalul călătoriei, la finalul plimbării cu Fordul, a făcut o descriere extraordinară a mașinii. A vorbit, nici în Top Gear nu se vorbea așa ceva, nici la promotor pe vremuri ciuhulească aia cu craci mari nu vorbea atâta de o mașină cum a vorbit Klaus Iohannis după ce a condus un pic un Ford. A zis ceva foarte elaborat, foarte... E o mașină bună. Acum sper că nu l-a văzut prietena sa, doamna Merkel, că îl cam ceartă. Păi mă, Iohannis, un Opel să nu conduci tu, un Merțan ceva, conduci Ford, conduci mașina de la concurență. Vorba aia, conducem ce avem, dar să avem pe unde să conducem. Totuși sunt niște semne. Dacă ieri vă spuneam, dacă ieri vă atrăgeam atenția că acum conduce președintele un avion, el poate să conducă orice. Uite că până la urmă conduce și o țară. Ceva avion de tonaj greu, auziți? E că se și tasează cerul pe unde trece avionul. Așa e, dacă îmi trebuie să fac videouri dimineața, în Cluj-Napoca la ora asta, avioanele vin. Stau o leacă, iau sparangheliștii și mai și pleacă, ați văzut? Ori clasat dosarul sparanghelului. Ori zis, păi ce, nu au respectat ei condițiile de carantinare, nu au stat la distanță, nu au avut mască, dar au fost bine cormeri și au ajutat poporul german la culesul sparanghelului. În fine, ieri vă spuneam, da? Autostrăzile o iau la vale, undeva între Sebeș și Turda, dar așa s-a întâmplat, că degeaba lucrează dacă nu o fac cu cap. Dar acum se pare că vin în schemă chinezii. Vin chinezii să ne facă drumuri. Un prim pas. S-a semnat un contract pentru construcția șoselei de centură a Zalăului. Foaie verde la Zalău, am centură la Zalău. Chiar merita Zalău o centură, având în vedere că au acolo vreo trei semafoare în centru la care stai o veșnicie. Ca să-ți dai seama ce frumos e Zalău, mai ales acolo la primărie. Da, e foarte frumos și e foarte utilă centura asta. Dar mai mult decât atât, faptul pozitiv e că vin chinezii. Bă, ăștia lucrează. Ăștia nu... Trei stau la țigară, patru cu cotul pe coada hârlețului și unul de indicații. Nu, ăștia lucrează. Ăștia lucrează și mizez pe faptul că, fiind așa de harnici, nu o să-și dea seama când termină șoseaua de centură și o să mai facă și vreo 7 autostrăzi. Șosea de centură cu 4 benzi pe sens, ăștia și dacă n-au material, lucrează și fac în continuare. Să-i țină Dumnezeu și să le dăm și noi ce avem. Nu mai avea lilieci, nu mai avea pangolini ca să mănânce bine, dar ceva de prună s-a găsit la Zalău, să-i impulsionăm, să-i încurajăm să facă drumuri. Acum, deci ai mașină, ai drumuri. Drumurile noastre mai găsești și animale. Uitați-vă, în comuna Florești, de aici, de lângă Cluj-Napoca, că nici nu mai știi. Floreștiul e lângă Cluj-Napoca sau Cluj-Napoca lângă Florești.
Floreștiul, cea mai mare comună din Europa, în Florești se va înființa la primărie un serviciu de ridicare. Acum, dacă în orașele mari e serviciu de ridicare auto, da? Dacă ai parcat aiurea, dacă n-ai plătit parcarea, dacă ți-ai lăsat mașina cu lunile pe stradă, undeva, ca să încurce circulația, da? Serviciu de ridicare auto ce face? Ha! Îți duce mașina undeva și ți-o pune la oprire. Rândunele mii și stele făclii, două rândunici, au trecut pe aici, da. Ei, în comuna Florești, se face un serviciu de ridicare a animalelor. Tot timpul nu e o mirare în Florești să vezi în fața unei case, în casa scării unui bloc, nu-i mirare să vezi ba un căluț, ba o văcuță, pe drum circulă nestingerite căruțele. E ok, e bine, e mai rural așa. Și acum primăria face acest serviciu de ridicări de animale și o să meargă, nu cu hingherii sper, o să meargă acolo cu arcanul să ia... Dar nu puteți să vă giugiuliți în altă parte, hei! Mai am 4 minute de vorbit. În Florești se vor ridica. Mă lași un pic? Hai că-ți dau mălai. Vorbești cu gagicheta. Serviciu de ridicări de animale. Să nu mai încurce circulația. Asta este. Apropo de animale, vulpița are coronavirus. Ce să faci? Fiecare televiziune cu vedeta ei contaminată. Dacă la Pro TV a fost Esca, la Antena 1 este vulpița. Fiecare televiziune cu gabaritul ei. La România TV virusul nu îndrăznește să intre, pentru că le-a ciutacul la 13-14, le-a ciutacul la sfadă și la ceartă și virusul se sperie. Apropo de televiziune, ci că se deschide, se redeschide Tele7 ABC și cine va fi investitor pe acolo? Dan Diaconescu în direct. Dan Diaconescu în direct, șoricelul fără dinți, care nu mai are voie să facă emisiuni, nu mai are voie să apară, să facă talk show-uri, dar investește în presă. Vedeta trustului, Ion Cristoiu. Băi, eu nu știu omul ăsta, cum rezistă? Apare în direct la mai multe emisiuni. Are vreo 3 canale de YouTube pe care apare cu cel puțin o oră pe zi. Și acum va deveni vedeta noului post, sau mă rog, vechiului post renovat, Tele7 ABC? Nu știu, are 72 de ani, ăsta vorbește din 24 de ore într-o zi, el vorbește 25. Neanelu Cristoiu, care îți spune, deci, la el jumate din discurs, să ne înțelegem că eu n-am înțeles. Deci, ce s-a întâmplat acolo? Deci, nu-l pot urmări. Dar e de aprecia că totuși, uite, la 72 de ani, nu stă cu mâna întinsă, nu așteaptă măriri de pensii sau de pensie sau de penthouse, lucrează. Un alt exemplu de român care lucrează la o vârstă înaintată, Mircea Lucescu, Mircea Lucescu la 74 de ani, a semnat un contract cu Dinamo Kiev. Bravo lui, la 74 de ani merge antrenor în Ucraina. Cam 3 milioane de euro pe an. E mult? Nu. Și preconizează să stea 3 ani. A zis că la Dinamo nu merge antrenor pentru că e prea tânăr. E prea tânăr. La Dinamo trebuie să ai măcar 90 de ani, vârsta maestrului Beligan, ca să ai nerv să antrenezi echipa. Asta este, nu contează. Nea Mircea, bine, fanii de la Dinamo Kiev nu prea sunt cântați că l-au antrenat și Shakhtyor Donetskul, dar până la urmă se va descurca. 74 de ani a zis că o să facă și niște transferuri cu tinere speranțe de la noi. Tinere speranțe, o să încerce să-l ducă pe Belodedici. Păi Belodedici joacă cât 3 atacanți de la Steaua, atât aleargă el Belodedici la 51 de ani. Poate pe fiara pe Marius Lăcătuș, Marius Lăcătuș să bate lovituri de penalti, loviturile de la 11 metri și ar vrea să-l ducă și pe Hagi, cum l-a dus la Brescia odinioară și la Galata, dar cu Hagi mai greu acum, că are și hotel, are și echipă, mai greu să joace și fotbal. Vedeți? Se poate și la 72 și la 74 de ani, numai să ai ambiție. Voi ce faceți weekend? Încotro mergeți? Pe la mare, pe la munte și restul în trafic, da? Ei, că dacă am avea noi autostrăzi, pac, pac, am fi dintr-un capăt al țării în celălalt, da, așa? Păi să te urci pe tren acum? Și așa mergeau trenurile încet. Păi vara, nu știu ce se întâmplă, să dilată șinele, să dilată timpul, că jumate din concediul petreci în vagon. Nu vă mai rețin, știu că aveți multe de făcut, mai ales că începe weekendul și mai trebuie de făcut una alta și prin casă, dar puneți unul dintre video în căști, auziți ce am mai vorbit,
Mai scrieți un comentariu, să vedem despre ce vorbim săptămâna viitoare de la început. Și nu uitați să vă abonați, să dați like și să spuneți lumii că ne regăsim aici pe acest canal să povestim verzi și uscate. Vă salut, dragii mei, prieteni și puțin verișori, că la noi în România se mai zice când te cunoști bine cu un om, ce faci vere? Bine vere, ce faci vărucă? Bine vărucă! Nu întâmplător v-am zis asta, că astăzi este Ziua Internațională a Verilor. La mulți ani tuturor celor care au veri și care sunt verișori, chiar și lui Văru Săndel. Și pentru vara asta frumoasă, un la mulți ani pentru vara noastră. Ardelene așteaptă cu interes, după Ziua Internațională a Verilor, așteaptă o altă zi internațională, Ziua Internațională a Șogorilor. Că toate șogorițile ori intrat pe YouTube, mă, ori intrat ca să mă vadă, ca să mai afle ceva de până o gradă. Trai la 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 pe aceste acorduri rurale și rupestre îmi iau la revedere pentru săptămâna asta. Dar noi ne revedem tot timpul aici, când mai dați un play, când mai dați un click, când vă abonați, ne vedem tot timpul pe canalul de YouTube. O zi superbă și un weekend pe măsura dorințelor voastre. Nicu Bendea vă salută și vă pupă la 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 la.